Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Etalare pentru, o altă etalare pentru septembrie, va fi un pic altfel, 3-3-3 cărți. Cruce celtică găsiți la etalarea la alegere pentru septembrie. Și eu mai fost, am mai fost pentru septembrie, sper să mai fie în continuare. Haideți să vedeți ce mesaje ați primit pentru această perioadă, superb! Inima lui Dumnezeu, numărul 9. Numărul 9 este casa nouă a spiritualității, este Jupiter, da? Casa nouă a spiritualității e marcată de Jupiter. Unii dintre voi probabil că ați comunicat cu cineva pentru că văd petreceți timp de calitate împreună, da? Și 9 înseamnă călătorie la distanță, peste hotare sau comunicare peste hotare. A fost un personaj, poate mai și este acum, da? Care nu este în preajma voastră, lângă voi, cu care ați comunicat, cu care oricând vreți să comunicați, știți că puteți să petreceți timp de calitate împreună. Adică aveți subiecte interesante, aveți ce învăța de la acest personaj, da? Acum, frumos ar fi ca, în general, să vă găsiți oameni cu care să petreceți timp de calitate împreună. Că este, eu știu, viitoarea voastră relație, că este relația actuală, poate să varieze, deși mă îndoiesc că este situația actuală, pentru că aveți în spatele acestei cărți, vedeți, da? Look at your inner strength, vedeți cât de puternici sunteți. Aveți numărul 11 de două ori, uite, și aici, erupție de lumină și aici. Sunteți marcați ori voi, ori ei, de acest număr, este un număr divin, da? 1-1. Probabil că vedeți adesea 111, da? A, aveți și 55, alt număr maestru, foarte interesant. Da. Și, evident, când vedeți numere repetându-se, sunt mesaje de la divinitate. Însă, nu, o să revin la cartea asta. Văd că trei dintr-una într-alta, dar nu contează. Spuneam că trebuie să vedeți cât de puternici sunteți. Și unii dintre voi, unii, nu contează vârsta, trebuie să învățați să vă manifestați lumea în care vreți să trăiți, da? Aici sunteți voi, spiritul vostru, aici sunteți voi, varianta voastră 3D terestră. Ca să vă fie bine, trebuie să vă conectați la varianta voastră superioară, da? Ca să vă fie bine, trebuie să comunicați, iar am zis eu, o comunicare la distanță. Și apare un glob, da? Sunteți pe glob la distanță, nu sunteți în apropiere, călătorie peste hotare, da? Și comunicați eventual cu altcineva care vă inspiră. În momentul în care vorbiți cu ei, simțiți că timpul este special, este de calitate. Nu, e 10. 4 cu 6, 10, da? 11 și 10. Simțiți că împreună 10 înseamnă 1, da? Poate sunteți iar marcați de 1, 11. Împreună puteți manifesta ceva special de calitate. 1 înseamnă manifestare. Și interesant că sunteți prima zodie, da? Zodia berbecului, prima, da? Exprimați-vă dragostea, iar exprimați-vă dragostea celor cu care petreceți timp de calitate, dragii mei, nu celor care eventual v-au făcut să vă îndoiți de puterea voastră, de manifestare, de puterea voastră în general. Și fiți doritor să vă exprimați dragostea celor care vă dau putere, care vă inspiră putere într-un fel sau altul, sau pur și simplu vă inspiră. Acționați de ca și când partenerul este aici. Dacă personajele din trecut v-au pus să vă îndoiți, v-au făcut să vă îndoiți de puterea voastră interioară, v-au doborât, cu alte cuvinte, că de-aia vi se aduce aminte, să priviți că sunteți puternici, da? Unii chiar ați trecut prin niște situații neplăcute. Învățați pe viitor să aveți oameni de calitate cu care petreceți timp de calitate și pentru a avea acest lucru, acționați de ca și când partenerul este aici, da? Oricare ar fi, iar 3 cu 7, 10, da? Iar aveți 1 și aici și aici. Marcați de numărul 1 sunteți. Ia, uite, și urmează 28, 2 cu 8, 10, iar numărul 1. În momentul în care acționați, e ca și când partenerul este aici, că îl cunoașteți și acest partener, repet, este la distanță. Este numărul 9, casa nouă a spiritualității.
Faceți în așa fel încât știți că în preajma acestui partener anumite lucruri trebuie manifestate. Un partener de calitate, partener sau un potențial, da? Și chiar dacă nu există, încercați să manifestați în viața voastră acest personaj, ca așa se zice, da? Ca să vă întâlniți cu ei, ca să vină în preajma voastră. Da? Unii chiar, și pentru asta trebuie să vă întoarceți la ceea ce iubiți. Vă întoarceți la ceva, back to what you love. Reevaluați-vă dorințele, pentru că adesea dorințele noastre sunt fixate pe trecut, adesea un trecut dureros, sau dorințele noastre sunt influențate de alții. Da. Și pentru asta trebuie să vă transformați către spiritualitate. Nouă revin la acest mesaj. Conectați-vă la inima lui Dumnezeu, conectați-vă la lumină, la constelația care a fost sădită în sufletul vostru. Iar aveți un personaj, cea care iubește, da? Cea care iubește. Un personaj care vă inspiră la dragoste, un personaj care vă inspiră la trezirea voastră sufletească, sweet soul rising, da? Cineva vă inspiră. Să vă treziți sufletul, să investiți în spiritualitate, în oameni de calitate, să stați, să petreceți timpul cu oameni de calitate, ca la un moment dat și voi să începeți să erupeți această lumină pe care o primiți de la ei. Prin sau de la Dumnezeu, sau și una și alta, și de la oameni de calitate și de la Dumnezeu. Primiți lumina, vă lăsați inspirați, repet, și la un moment dat va trebui să împărtășiți și voi din lumina voastră. Și asta, de fapt, vă face puternici. Faptul că ați trecut prin situații neplăcute, prin întuneric și reușiți la un moment dat să vă reconectați la Dumnezeu, la divinitate, la oameni de calitate și să radiați, da? Că au aceeași, da, 11, au același număr, să vă conectați și apoi să radiați. Există această atingere eterică. Repet, în preajma cuiva, un personaj de calitate, simțiți că atingerea dintre voi este, sau veți simți, este ceva ce nu puteți experimenta cu oricine, ceva ce nu este pământean, eteric. Iar din nou, 2 cu 7, 9, vă conectați la Dumnezeu, interesant, vă conectați la Dumnezeu în momentul în care aveți parte de această atingere cu personajul despre care zic. Un personaj care vă inspiră. Adesea feminin, adesea feminin sau cu, dacă e masculin și a lucrat feminitatea, dar eu zic că e personaj feminin. Atingerea eterică poate să însemne și faptul că visați, că vă întâlniți în eter, într-o altă dimensiune, shifting universes, și în momentul în care vă întâlniți cu acest personaj la distanță, am zis, și aveți parte de această atingere eterică, se produce schimbare de univers, shifting universes, în viața voastră personală, da? Am zis, vă conectați la cineva care este un pic mai bine din punct de vedere vibrațional decât voi și apoi manifestați această schimbare în plan terestru, shifting universes. Pentru chestia asta trebuie să contemplați, aveți contemplation, 69. Cine, cum, vă completați, aveți o legătură spirituală cu cineva, trebuie să găsiți acest personaj, nu să credeți că orice obsesie, orice nebunie pământeană este și într-adevăr o dragoste profundă. Acceptați, acceptance, numărul 55, 5 înseamnă iar, 5 cu 5 înseamnă 10, 1. Acceptați că ce a fost ascuns, frumusețea ascunsă, potențialele care nu s-au manifestat în trecut, trebuie să treacă. Da, e o încheiere de ciclu și să începeți, unu, da, să acceptați trecutul cum a fost și să contemplați, să manifestați, ca asta înseamnă unu, să manifestați complementaritate 69. Chiar dacă acum sunteți în umbră, chiar dacă acum unii dintre voi plângeți, unele, Doamne, plâng sau suferă, acceptați că există cineva în acest univers, acest fir roșu vă conectează la soare, ia uite, la inima lui Dumnezeu. Acolo vă găsiți perechea. În momentul în care vă concentrați la această lumină, acolo veți găsi inspirația, cum vă veți manifesta, cum vă veți schimba universul și cum vă veți manifesta perechea aceea specială. Și repet, cineva vă inspiră.
Foarte frumoase mesaje. Unii știu că vreți chestii mai pământene. Asta e, căutați în altă parte. Mie îmi place să transmit genul ăsta de mesaje. Berbec. Soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord, în Berbec. Septembrie 2019. Berbec. Berbecuți și berbecuțe. Septembrie. Mai aveți setalarea la alegere, mai aveți pe jumătatea lui august și septembrie. Ia să vedem. Trecut. Oh, doi de monede. Valetul de bâte. Puteți fi foarte bine voi și nebunul la fel. În trecut. N-ați știut să alegeți. Corect. Rămâne de văzut ce cărți apar. Dar în acest moment eu așa simt că nu ați știut să alegeți. Ați jonglat între cel puțin două posibilități. Și asta poate să însemne multe. Poate să însemne și influențe, influențe financiare. Poate să însemne și influențe tradiționale. Familia să vă influențeze. Poate să însemne foarte multe. Ați stat în cercuri karmice. V-ați învârtit așa. V-ați învârtit, n-ați știut să alegeți. Eventual cineva în preajma voastră v-a jonglat, foarte posibil. Aici sunteți voi semnul berbecului, da, semn cardinal care inițiază, aici la fel, nebunul. Iar sunteți, nu neapărat, uneori știți bine că puteți să fiți și nebuni, dar eu simt că ați riscat într-o direcție. Și ați văzut că la un moment dat v-ați dat seama că la un moment dat ați fost jonglați de altcineva, în spate, pentru că e în spatele vostru. Dar, repet, e foarte frumos să vă reprezinte și pe voi o latură a voastră în care voi n-ați știut să alegeți. Interesant ce mesaj simt acum. Aveți aici contemplare, da? Personajul acesta are un fir roșu, dragii mei, și aici este un fir roșu. Dar firul acesta se învârte într-un cerc, nu e cerc, este un 8, da? Dar nu este infinit, da? Că infinitul știți bine că are un capăt deschis. Nu. Este un 8 închis. 8 este, reprezintă în acest moment pentru mine karma. Este un suflet karmic care v-a ținut blocați într-o situație, într-o legătură. Dragii mei, firul acesta roșu vă leagă de soare, de divinitate, de partenerul vostru divin, acela de fapt nu vă leagă, acela nu vă ține. Bine, firul acela e ca și când ar fi un ghidaj, vă ajută să vă apropiați, să trageți acel fir din ce în ce mai mult către voi ca să ajungeți. Sau voi să urmați firul respectiv, să vă duceți către partenerul divin. Aici nu, aici n-a trebuit să mergeți nicăieri, ați stat pe loc. Ați stat pe loc și ați jonglat voi sau ei, sau pur și simplu situația, da? Valetul de bâte. Ați vrut să riscați, dar chiar a fost un risc. Rămâne să vedem, ia. 8 de monede, de bâte, pardon, asul de monede, foarte frumos. Ah, 5 de monede. 5 de monede. Hai să pun și cărțile în continuare. Da, interesant. Pentru unii dintre voi văd că ați riscat într-adevăr un gen de comunicare, nebunul și valetul de bâte. Ați riscat un gen de comunicare. Poate aveți un copil pentru cei care sunteți maturi într-adevăr și acest copil a riscat într-o direcție. A riscat. Însă, evident că la un moment dat lecția se va învăța și se va găsi și mesajul în această situație. În prezent aveți sau de prin august. V-ați dorit să manifestați o călătorie. Interesant că a apărut călătorie și la 9. Apare semnul săgetătorului, cineva cu marcaj în săgetător. Sau cineva cu marcaj în casa 9. Poate sunteți voi, poate sunt ei. Un personaj căruia îi place să vorbească. Aici e comunicare, da? 8 de bâte. Comunicare, dar repet, așa simt. Comunicare care petrece timp de calitate împreună. Simțiți că
aveți subiecte înalte, tindeți către iaute, către cer, către inima lui Dumnezeu în momentul, da, în care comunicați cu acest personaj. Dacă e una și aceeași personaj cu care ați încercat să riscați, posibil discuțiile dinainte n-au fost suficient de profunde, că valetul de bâte nu e musai profund, da? Are multă originalitate, are multă pasiune, are chimie, are atracție, este seducător, dar nu are profunzime, da? 8 și cu 1, 9, interesant, da? Are pasiune, totuși să cunoască, are curiozitate. Și dacă lucrurile au stagnat în genul acesta de comunicare, acum, în prezent, conștientizați că vă doriți o călătorie sau vă doriți altfel de comunicare mai înaltă, timp de calitate împreună, care vă inspiră, pentru că 8 de bâte inspiră, da, e semnul săgetătorului, că asta face săgetătorul, inspiră, vă inspiră la relații care vă dau stabilitate. Relații care vă dau stabilitate. Dacă la un moment dat n-a știu să alegeți între acest personaj și altcineva din trecut, eu zic că acum începeți să sperați, să tindeți către alt fel de relație. Foarte posibil, după ce ați riscat în genul ăsta de comunicare, de situație, în august s-a produs o schimbare, că 8 înseamnă transformare și este luna august. În august s-a produs o schimbare. Repet, vreți timp de calitate. Calitate este reprezentat și de monede, da? Oameni care vă inspiră, oameni cu care puteți merge mai departe și puteți aveți legătură de lungă durată. Asta pentru că dacă ați riscat la un moment dat, apare Neptunul, acum apare și 5 de monede. Vă simțiți oarecum în frig. Dacă nu manifestați aceste situații. Sper că sunt înțeleasă. Undeva s-a produs o maturizare a voastră, asta vreau să zic. S-a produs o maturizare. Nu mai vreți oameni superficiali. Nu mai vreți oameni care vă lasă în frig, în ceață, ci vreți altceva. Și foarte posibil, acum, rămâne de văzut unde sunteți voi. Oricineva să vă fie oferit această comunicare specială, comunicare specială, chiar specială, tocmai ca să nu vă mai simțiți singuri, în ceață, obosiți, bolnavi, răniți. Da? Tocmai ca să vă echilibreze, de a 5 și cu 1, 6, cineva v-a oferit. În prezent, în august, această mână, o mână de ajutor, timp de calitate. Acum că voi ați primit, că n-ați primit, iar e partea a doua, acest ajutor. Pentru că văd aici undeva un soi de imaturitate. Imaturitate. În continuare apare 10 de bâte, regina de bâte și 4 de bâte. Nu mai bâte, 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 foc. Simt că unii dintre voi renunțați la multe situații și gânduri și pasiuni și proiecte, poate chiar și o relație, poate chiar și pe cineva din familie. Renunțați la tot ce vă obosește, la tot ce vă distrage atenția. Este semn de foc. Este o persoană implicată în atât de multe lucruri încât nu mai are timp să strălucească. Și am vorbit de strălucire. 10. Iar a apărut numărul 10. 10. Trebuie să lase în urmă toate aceste băte și să aleagă una. Una pe care să o manifeste cu creativitate. Regina de băte. Trebuie să-și aleagă acea bătă. Iar o chestiune de alegere și cineva v-ar fi putut inspira cu 8 de bâte, iar eu simt că inspirație la distanță, călătorie, poate că vă doriți să călătoriți, iar variază.
Dar cineva vă inspiră să renunțați la toate aceste băte care vă obosesc și vă distrag atenția de la frumusețea voastră, de la potențialul vostru, de la această trezire sufletească, da? De la această erupție de lumină. Regina de băte transmite lumină. Are o floarea soarelui, da? Floarea soarelui. Are încredere în ea. În momentul în care faceți această schimbare și renunțare la tot ce vă obosește, puteți să manifestați astfel de monede, ce v-a inspirat, ce ați aflat în această discuție cu cineva și să manifestați stabilitate. În primul rând, stabilitatea voastră, că am văzut aici și Union of Hearts, da? Apare o întâlnire cu un suflet pereche. Puteți să manifestați de acum, după aceste discuții profunde cu cineva. Opta, am spus de multe ori că înseamnă transformare. Repet, cineva vă ajută să vă transformați, cineva vă transformă pur și simplu prin felul în care comunică despre chestiuni de spiritualitate, despre chestiuni valoroase care vă dau stabilitate. Și dacă până acum v-a fost frică, repet, și acum s-a manifestat frica aceasta, ori că riscați, ori că rămâneți într-o fază, pentru că așa ați rămas în trecut, în celelalte relații nu treceați mai mult de punctul 0-1, da? Dacă așa s-a manifestat în trecut, în momentul în care renunțați la aceste băte, repet, începe să vă manifestați. Ego-ul vostru, floarea soarelui, este în poziția plexului solar. Ego-ul vostru, ego-ul, varianta pozitivă. Iar cineva cu marcaj în semn săgetătorului, în semnul leului, iar marcaj. Persoana aceasta este foarte seducătoare. Repet, că cineva vă inspiră să fiți așa, să fiți varianta voastră pozitivă, superioară. Însă, aveți grijă să nu vă concentrați doar pe capacitatea voastră de seducție, ci pe partea voastră creativă, pe această bâtă, să vă conduceți viața într-un mod creativ. Să începeți un proiect care ține de creativitate. 4 și cu 1, 5, casa 5 a leului, da? A creativității, a distracțiilor. 4 de bâte înseamnă o bucurie, înseamnă petrecere. Dacă lăsați aceste responsabilități, repet, puteți să manifestați sufletul pereche care vă aduce bucurie, nu oameni care vă lasă fără finanțe, nu la oameni care cărora le lipsește spiritualitatea, da? Sunt în afara bisericii și voi aveți inima lui Dumnezeu. Puteți manifesta, nu știu de ce, încă mi-e greu să spun, dar hai să spun. Unii dintre voi aveți această capacitate creativă deosebită și în momentul în care vă manifestați ce-o fi ea, energia aceasta creativă, puteți să intrați într-o industrie care ține de creativitate. Și asta poate să însemne multe, nu vreau eu să vă dau cuvintele, dar căutați-le voi. Creativitate înseamnă foarte mult și industrie care ține de creativitate iarăși înseamnă foarte mult. Puteți intra, da, cu încredere în această zonă. Poate organizați petreceri, poate organizați ceva care ține de distracții. Da? Pentru că regina de băte este întreprinzătoare. Este. Dar pentru asta trebuie să renunțați la toate acele joburi sau responsabilități sau situații care vă consumă. Eventual vă țin într-o postură de slujbaș, obedient. Nu vă reprezintă. Nu vă reprezintă. Hai să mai citesc și altfel cărțile. Iar în trecut ați jonglat sau cineva v-a jonglat, să zicem un semn de pământ sau voi, iar nu stau să judec, există și ei așa posibilitatea. Posibil situația a fost la distanță, a fost o legătură la distanță și faptul că a fost la distanță v-a obosit, v-a consumat. Trebuie să renunțați. Trebuie să alegeți, trebuie să mergeți mai departe și să renunțați la aceste responsabilități. Că altfel vă pierdeți timpul cu cineva care nu manifestă stabilitate.
În prezent aveți un proiect, asul de monede și valetă de bâte, foarte creativ, pe care îl puteți duce mai departe. Trebuie doar să alegeți, că sunt două bâte. Trebuie doar să alegeți. Ce să alegeți? Nu doar ideea, trebuie să alegeți ca ideea să o puneți în practică. Asta trebuie să alegeți, că înseamnă doi de bâte, da? Trebuie să alegeți să puneți această idee grozavă, creativă, inovativă, originală, să o puneți în practică. Apoi vor veni și banii. Pentru asta trebuie să aveți încredere, regina de bâte, și să învățați să manifestați. Apoi, în momentul în care riscați zero să manifestați acest proiect, apare șansa să vă echilibrați financiar. Dacă în prezent aveți probleme financiare, că vă doi de monede și cinci de monede, dacă cineva în colaborările voastre, neapărat în relațiile personale și în colaborările la locul de muncă, v-a lăsat în frig în ceață, prin acest proiect pe care îl puteți face, a, interesant, foarte interesant, acest proiect îl puteți face în colaborare cu cineva, interesant, o colaborare în care voi doi puteți face bani. Ha, interesant. Și asta înseamnă și colaborare, patru de bâte. Da, dacă acceptați să riscați zero, sau neapărat să riscați, să o luați de la zero într-o direcție, repet, creativă, ține de creativitate, puteți să faceți bani împreună. Diferență de vârstă, nu contează că este valet și regină, dar mai e un cavaler. Diferență destul de mare, da? Dar nu contează. Aici este o regină, este o persoană matură care are experiență. Voi nu aveți experiență, dar aveți posibil, așa simt, aveți ceva extrem de creativ care nu neapărat că lipsește, dar completează experiența reginei de bâte și împreună, repet, împreună puteți crea ceva valoros. Aveți un zero, aveți un as de monede, da? Și puteți să vă scoateți și dacă amândoi ați avut probleme financiare, că vă, totuși sunt două personaje, separat, nu neapărat să fiți împreună. Sau doar unul a avut probleme financiare, în momentul în care începeți să colaborați la acest proiect, puteți să faceți, să vă echilibrați financiar. Măi, sper că mă înțelegeți. Colaborare se vede și aici. E o colaborare, repet, care ține de creativitate. Am zis că puteți să fiți și singuri. Dar pentru cei mai tineri, ca să ajungeți în postura de regină, este destul de greu. De-aia apare și 10 de bâte. Foarte posibil, doamna aceasta, sau personajul, poate să fie și bărbat, personajul cu care ați putea să colaborați, v-am arătat cărțile mai devreme, să aibă multe responsabilități. Dar, dacă veniți cu această propunere, că e mesaj, ei să vadă potențialul să renunțe la aceste responsabilități care le distrag atenția și să investească în voi. Așa simt. Există un potențial. E o erupție de lumină, dar trebuie da o trezire. Este și cea care iubește și atingere eterică. Există un potențial, dar trebuie să discutați, să petreceți timp de calitate împreună. La capătul setului de cărți aveți faetonul, balanță. Pentru unii, cineva cu marcajul în balanță vă blochează, nu de bâte, vă blochează sau pur și simplu va obosi, va răni și ați obosi voi să fiți răniți de acest personaj. Probabil că acest personaj era foarte autoritar, regele de bâte, marele preot. Poate că ați avut unii dintre voi și o căsnicie, poate unii dintre voi ați fost într-o relație, că se vede relație de lungă durată, da? Ideea este să-i lăsați în pace, să mergeți, dragii mei, mai departe, mergeți, călătoriți sau comunicați sau pur și simplu setați-vă energia către oameni de calitate, timp de calitate cu altcineva. Faetonul 8 e transformare, da? 8 de bâte, călătorie, comunicare, mergeți către altă direcție, lăsați în pace personajul care va. Ia uite. Nu s-a deschis, un personaj nu s-a deschis și v-a ținut în lacrimi. Lăsați în pace. Ia, cât am vorbit. Ioara am vorbit mult și iar am zis că fac scurt. Etalare scurtă. Am vrut să se arate din cărțile intime, turnul.
Și regina de spade, iar comunicare la distanță cu cineva, am zis, voi, unii dintre voi ați comunicat la distanță cu cineva și între timp a apărut al treilea personaj și s-a produs o separare, da? Un triunghi amoros. Cine a aflat a fost extrem de gelos. În general, voi sunteți geloși, bine, dar poate să fie și altă zodie, nu contează. O situație la distanță. O pasiune care nu s-a putut manifesta din cauza acestui screen, acestui ecran de sticlă. Și a fost o comunicare neplăcută, cineva a încercat să-și impună stilul, dar nu din suflet, nu, o comunicare rigidă. Hai să mai vedem. Asta au vrut să se arate pentru berbecuți în această perioadă. Berbecuți și berbecuțe. Septembrie. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, berbec. Ia, berbecuți. Faetonul. E de a doua oară când apare faetonul. Poate unii aveți pe cineva cu marcaj în semnul racului. Marcaj, da? Ia, regele de cupe, clar, și soarele. Unii dintre voi puteți să vă găsiți soarele, să vă găsiți momente de tandrețe în preajma acestui personaj. Foarte posibil cu marcaj, poate chiar cu soare în rac. Soare în rac. Da, unii dintre voi. Acum, hai să mai vedem. Oricum, ideea este că vreți să mergeți mai departe, să călătoriți eventual către cineva care vă place. Posibil că adesea călătoriți ca să vă întâlniți cu acest personaj nou de bute. Dar unul dintre voi este mai reținut, tocmai din cauza că a avut niște decepții. Unul dintre voi, clar, am văzut și nouă de spade, a avut niște decepții și atunci este un pic mai închis. Da. Nouă, e a doua oară, câta oară? A treia oară, a patra oară când apare iar nouă. Nouă și aici nouă de bâte. A urmat, e interesant, 8 de monede și moartea, dar au venit invers. Încă nu vă puteți deschide sufletul față de cineva, tocmai pentru că ați fost dezamăgiți. Apare totuși moartea, dar invers. Sunteți în transformare, dar nu v-ați transformat. Încă nu ați renunțat la cineva. Apare și 8-8, ia ține de scorpion. Probabil personajul care v-a marcat așa de mult, a trebuit văzut o sinastrie, ați avut planete în casa 8-a. Și când cineva își pune planetele în casa voastră a 8-a, este foarte greu. Este foarte greu, eu știu, din experiență și nu doar din cărți, știu din experiență. Da, și chiar dacă n-ar fi fost casa 8-a, poate au fost marcaje pe Pluto, iar Pluto creează obsesii și atunci detașările sunt foarte greu de făcut. Ați fost lângă cineva față de care ați simțit o atracție imensă, imensă, v-a transformat această atracție. Dar unul dintre voi a muncit mai mult în această relație. Celălalt era, după cum vedeți, mai detașat. Și, evident, că am văzut și nouă de spade mai devreme, s-au creat niște dureri în această relație. Acum trebuie transformată. Încă vă transformați unii dintre voi, încă sunteți, să zicem, oarecum blocați. Dacă vine cineva în preajma voastră să relaționeze cu voi, încă nu... Vedeți, parcă doamna încearcă să se deschidă cămașa la piept, adică să-i deschidă chakra inimii. Unul dintre voi, și poate să fiți femeie aici în această poziție, da? Oricine ar fi. În acest moment, unii dintre voi nu vă puteți deschide chakra inimii. Tocmai pentru că sunteți în această transformare. Nu v-ați transformat. Dar apare și Sweet Soul Rising. Trebuie să vă treziți sufletul, să vă deschideți chakra inimii. Și știu că nu e ușor. În momentul în care o să faceți, o să puteți să mergeți mai departe. O să puteți să vă bucurați de altfel de relații. Puteți să experimentați alte lucruri. Ia să vedem ce alt mesaj mai primesc.
Phaetonul vorbește despre călătorie. Vă doriți să călătoriți către cineva, dar vă doriți să experimentați ceva interesant cu ei, din punct de vedere intim, dar ceva vă blochează. Ah, interesant, poate să fie fostul sau fosta să vă blocheze această călătorie, această decizie. Din acest motiv, nu se poate manifesta, 8 de monede manifestă, da? Nu se poate manifesta această moarte, înseamnă faptul că ați încheiat cu trecutul, da? Și după moarte urmează zero, da? Pe care l-am văzut mai devreme. O luați de la capăt, într-o altă direcție. Din acest motiv, pentru unii, să fie încă un personaj fost care vine în preajma voastră, vi se pune în brațe și nu vă dă voie să plecați cu mașina. Vorba vine că faetonul ăsta vine, asta reprezintă mașina. Să călătoriți către altcineva, către altcineva care vă este destinat. Asta înseamnă faetonul. Faetonul merge către stea, către persoana predestinată. Nu vă puteți manifesta această uniune a sufletului cu personajul cu care încă nu sunteți, pentru că e altcineva în preajma voastră. Asta e. Cineva încă vă blochează, că nouă de pute înseamnă blocaj. Nu pleca acum, mai stai cu mine, hai să mai avem câteva momente de tandrețe. Și vă este gândul în altă parte, pasiunea este în spate, da? Nu este aici, nu e în acest cuplu. E undeva, vă gândiți în altă parte, iau uite și o pasăre, comunicați, vă e gândul în altă parte. Într-o altă grădină. Peste zări și mări. Peste zări și mări. Și vreți să mergeți. Dar vedeți cum este interesantă, cum e poza, da? Dacă ar merge amândoi, aici este ceea ce trebuie să manifestați voi. Să faceți ca cele două forțe, care, că asta e trecutul și prezentul, sau energia pozitivă și energia negativă, femininul și masculinul, da? Cele două forțe care vă vor duce către destinul vostru trebuie împăcate. Aici sunt în direcție opusă, da? Sunt în direcție opusă și nu poți să mergi pe, da? Nu poți să mergi pe o direcție dacă unul trage în dreapta, altul în stânga. Și nu vorbesc, sunt tendințele voastre, că acestea sunt energiile voastre personale. Este plusul și minusul, da? Întunericul și lumina. Întunericul trebuie să-l temperați, dar nu să vă tragă într-o direcție, cum e aici, să vă tragă într-o altă direcție. Și de-aia am zis că cineva vă ține pe loc. Că nouă de bâte blochează. Cineva vă ține pe loc. Nu puteți înainta către persoana predestinată. Poate să fie evident doar gândul. Pentru unii, că nu v-ați transformat, nu v-ați vindecat. Pentru alții poate să fie chiar un personaj, practic, care există. Fosta. Oricum, unul dintre voi nu are sufletul deschis. Da, cam aceasta e talarea pentru... Wow! Înainte să închei, aveți totuși, iar revine, un semn de apă față de care simțiți într-adevăr multă atracție, dar încă personajul respectiv nu știe. Sau, așa simt, personajul respectiv nu știe câtă atracție simțiți pentru ei, câtă dragoste, regina de monede, regele de cupe, cât îi apreciați, pentru că bărbatul, iar nu este deschis, stă mai în spate, nu se exprimă, de aceea ce? Exprimați-vă dragostea, nu se exprimă dragostea într-un mod vizibil. Deși simte foarte profund, aici oferă o cupă, deși este semn de pământ, aici oferă o cupă, Doamnei, mi-ar plăcea să umbete în senzații și în plăceri, dar același personaj ține cupa, da? Dar e în umbră. Doamna nu-l vede încă.
Iar altcineva care vă stă în drum, vreți să mergeți într-o altă direcție, da? Cineva vă acaparează, vă distrage atenția, vă acaparează atenția, vă seduce, dar nu este în direcția în care trebuie. Așa simt. În acest moment, în această perioadă. Așa simt. Da. Există un personaj care este aici îmbrăcat în violet, da? Aici este doamnă îmbrăcată în roșu. Cineva care vă seduce pur fizic și altcineva care vă seduce și intelectual și spiritual. Aici aveți voi potențial de dragoste profundă, dar deocamdată, nu știu, deocamdată domnul nu are încredere. Domnul nu are încredere în el. De-aia se lasă sedus eventual, să sperăm că nu vă lăsa seduși de persoane mult mai ușoare, da? Cam atâta etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vai, ce mult am vorbit! Pa!